Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Filipeni, epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2 și vom citi împreună din, începând cu versetul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel Să aveți în voi, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus El măcar că avea chipul lui Dumnezeu totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob Făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos că Iisus Hristos Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă invit cu respect să vă așezați. În mare parte, tot ce a fost scris în acest uh, uh, capitol s-a împlinit inclusiv prin declarația dumneavoastră. Iisus Hristos este Domnul. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dragilor, Închinarea trebuie să laibă în centrul ei pe Hristos. Rugăciunea trebuie făcută în numele lui Hristos. Predica trebuie să fie cristocentrică. Viața noastră trebuie să fie cristocentrică. Tot ce facem, spune Scriptura, trebuie să facem ca pentru Domnul. Când ne trezim dimineața, trebuie să ne trezim ca pentru Domnul și va fi bucurie în casele noastre. Când dormim noaptea, trebuie să dormim ca pentru Domnul. Astfel, cei care pierd nopțile în zadar uh, vor avea pagube incomensurabile. Cei care cumpără, trebuie să cumpere ca pentru Domnul. Cei care vând, trebuie să vândă ca pentru Domnul. Cei care vorbesc, trebuie să vorbească ca pentru Domnul. Cei care salută, trebuie să salute ca pentru Domnul. Cei care zâmbesc, trebuie să zâmbească ca pentru Domnul plin de încântare. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Astfel, dragilor, cât timp va mai exista istoria și istoria vieții noastre, toată viața noastră este organizată în jurul acestei persoane minunate. În jurul Domnului nostru Isus Hristos. El este centrul existenței noastre. Și viața noastră se organizează în jurul Lui. Tot ceea ce facem va trebui să-L glorifice pe Dumnezeul nostru. Când muncim, trebuie să facem ca pentru Domnul. Munca noastră trebuie să-l glorifice pe Dumnezeu. În toate aspectele, stimate surori, dragi surori, când gătiți, să gătiți ca pentru Domnul. Exista un citat pe care americanii îl foloseau deseori în casele lor, afișat pe perete, în care spunea în felul următor, oaspetele de seamă la masă este întotdeauna Domnul Hristos. El este cel care aude toate conversațiile din casa noastră, de aceea limbajul nostru trebuie să fie întotdeauna generos, ne spunea Beni în dimineața aceasta. Să fie cu har, să fie cu sare, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, vorbirea noastră să fie curtenitoare, pentru că și în casele noastre Domnul Hristos uh, ascultă toate conversațiile noastre tainice în, pe care le avem în privat, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Astfel, dragilor, pentru că Domnul Isus Hristos este centrul închinării noastre, centrul predicării noastre, centrul existenței noastre, vom vorbi în dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu despre puterea extraordinară a numelui lui Isus Hristos. Cum spuneam mai devreme, cât timp vom fi pe pământ, nu vom putea să epuizăm resursele care se găsesc în această persoană minunată. Oricât de mulți oricât de mulți predicatori s-ar ridica să predice despre Hristos, n-ar epuiza subiectul acesta niciodată. El este minunat și de asemenea El este infinit. Dragilor, când vorbim despre Domnul nostru Isus Hristos, vorbim despre cea mai mare celebritate, dacă putem să folosim numele acesta. Cea mai cunoscută personalitate, cea mai excelentă personalitate care a trăit vreodată pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos, să știți că este recunoscut de către toți istoricii. Majoritatea istoricilor spun că Domnul Iisus Hristos a existat, că a fost un bun filantrop, că a fost un învățător excelent, ba chiar a avut puteri miraculoase, a fost un vindecător, a fost un personaj interesant, deosebit de atractiv. Singura problemă a istoricilor e că nu sunt echipați pentru a răspunde la întrebarea aceasta deosebit de importantă pentru noi toți, cine este Isus. În mod deosebit, istoricii pot să vorbească despre o simplă cronică a vieții unui personaj istoric. Însă noi în dimineața aceasta, ca martori a mântuirii lui, restaurării, putem să vorbim despre Isus Hristos nu doar ca despre un personaj istoric, și ca despre Dumnezeul vieții, ca despre Mântuitorul nostru personal, ca despre cea mai înaltă și nobilă experiență a vieții noastre. Vedeți? Istoricii pot să aducă argumente extraordinare, care ne sunt benefice și nouă, dar noi venim cu o experiență în plus. Suntem echipați, datorită nașterii din nou, să vorbim despre un Dumnezeu care ne-a câștigat pentru El. Astfel putem să vorbim în dimineața aceasta. Nu doar, nu doar despre un personaj istoric deosebit, de, de fascinant, un bun filantrop, un bun învățător, un vindecător cu puteri miraculoase, ci vorbim despre Dumnezeul vieții, despre mântuitorul nostru personal, despre sarva, salvatorul lumii întregi. Dragilor, în dimineața aceasta ar trebui să-i dăm locul de cinste Domnului Isus Hristos. Există o carte care se numește în engleză în felul următor, Putting Jesus in His Place. Să-L punem pe Isus la locul Lui. Să-L punem pe Isus la locul Lui. Din punctul meu de vedere, Domnul Isus Hristos este mutat în diferite orizonturi și în diferite poziții în așa fel încât să satisfacă curiozitatea, interesul și plăcerea unor oameni. Dar în dimineața aceasta, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu, vom învăța să-L punem pe Domnul Isus Hristos acolo unde este locul, la locul de cinste, în centrul existenței acestui univers și în centrul existenței vieții noastre. Dragilor, când ne uităm la Domnul Isus Hristos, cei mai mulți oameni zic că doar este o figură puternică, o figură puternică pe care oamenii o doresc de partea sa, mai ales atunci când trec prin încercări deosebite. Oamenii caută desior să-l recreeze după propria lor imaginație. De exemplu, dacă vorbim despre cei care se luptă pentru drepturile animalelor, ei vor spune întotdeauna că Domnul Isus Hristos a fost vegetarian. Că Domnul Isus Hristos a fost vegetarian. Cei de la New Age spun că el este modelul suprem de căutare interioară spre Dumnezeu. Apoi, dacă vă uitați la susținătorii feminismului radical, aceștia îl dezbracă pe Domnul Isus Hristos de divinitate. Pe de altă parte, în creștinismul apostat, să știți că Domnul Isus Hristos a devenit o jucărie care râde frenetic, își lungește corpul și se comportă irațional ascultam mărturia unei cântărețe foarte populare în mediul creștin, carismatic, care spunea că a avut o viziune văzându-l pe Domnul Iisus Hristos care a venit în fața ei, a luat-o la dans, a dansat cu ea, apoi l a întrebat cât de mult mă iubești, Doamne? Și spunea tânăra aceasta care este foarte populară, foarte apreciată în rândul cântăreților, Tocmai de aceea avem nevoie de discernământ, cum spunea fratele Alin. Să-l punem pe Domnul Iisus Hristos acolo unde este locul lui. Să nu-l târâm în rătăcirile noastre. Spunea tânăr aceasta că în viziunea pe care a avut-o l-a întrebat pe Domnul Hristos cât de tare mă iubești, Doamne Iisuse. Și apoi Domnul Hristos ar fi aruncat pe spate, s-ar fi transformat într-o jucărie populară din Statele Unite ale Americii și a lungit și picioarele și brațele și râdea frenetic și dădea din mâini și din picioare și spunea, uite, atât de mult te iubesc și, și lungea brațele la infinit, dragilor. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că este bine să-i dăm locul de cinste. Să învățăm cine este Domnul Isus Hristos în esență și să ne întoarcem la El într-un mod responsabil. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Cert este că oamenii au luat întrebarea Domnului Isus Hristos, care a fost adresată apostolilor, când le-a spus: Cine ziceți voi că sunt eu? La care Petru a dat răspunsul favorabil. Oamenii au luat întrebarea aceasta și au transformat-o în următoarea întrebare: Cine vreți voi să fiu eu? Oamenii vor ca Domnul Isus să arate într-un fel sau altul. Problema mare, problema mare a istoricilor, este că ei nu fac diferența între Hristosul istoriei și Hristosul scripturii. Cum de altfel nici în contextul nostru religios, religios oamenii nu fac distinția între Hristosul culturii tradiționale, român, religioase românești și Hristosul scripturii. În dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu vom vedea ce spune Dumnezeu despre el, ce spune scriptura despre el. Întâi de toate, uitându-ne în textul pe care l-am citit, Dumnezeu spune în felul următor. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Oricât de mult veți căuta în arhiva istoriei, nu veți găsi niciun nume care să se ridice nici măcar la 0,01% la statura pe care Hristos a avut-o și o are. Nu căutați în arhive că nu veți găsi pe nimeni niciodată. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, spune Scriptura, și a dat numele care este mai presus de orice nume pentru ca în numele lui Isus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, o închinare deosebită, al celor de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă, Beni, orice limbă să vorbească bine și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este? Că Isus Hristos este Domnul. Dacă vreți, acest text este o prezentare, o continuare a versetului din Isaia 45 cu 23, unde Dumnezeu emite un decret deosebit important și vom vorbi despre el. Ascultați. Pe mine însumi mă jur, zice Domnul. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va mărturisi. Îl găsim, dragilor, pe Dumnezeu într-o ipostază pe care cei mai mulți dintre noi nu o înțelegem. Dumnezeu jură? Da, Dumnezeu jură. Însă Dumnezeu, dragilor, nu jură pentru a profera injurii sau nu jură sub impulsul unei explozii de mânie sau din lipsa de stăpânire de sine cum fac oamenii. Mă jur pe Dumnezeu că n-am făcut cu tare lucru. Am mai auzit noi de astea. Mă jur înaintea Domnului că n-am făcut și după două zile am găsit că -i persoana respectivă minte flagrant. Cum se mă jur pe Maica Domnului, mă jur pe Sfinți, mă jur pe. Dumnezeu nu este sub impulsul mâniei, a lipsei stăpânirii de sine, să, în fața oamenilor să se facă credibil cumva. Nu, dragilor. Când Dumnezeu se jură, Dumnezeu și-a propus să ne demonstreze nouă oamenilor, mai abundent caracterul neschimbător al sfatului său și faptul că Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă, dragilor. Jurământul său vine întotdeauna să întărească ceea ce el declară și ceea ce reprezintă a fi scopul său oferindu-ne nouă oamenilor, dându-le celor cuprinși în acest scop o garanție suplimentară. Când Dumnezeu zice, mă jur, Dumnezeu ne dă o garanție suplimentară a ceea ce a rostit. Astfel, este deosebit de important să acordăm atenție acestor cuvinte consemnate la Isaia 45, 23, pe mine însu mi am jurat, din propria mea gură, în dreptate, a ieșit cuvântul că înaintea mea se va pleca orice genunchi și orice limbă va mărturisi. Orice limbă va mărturisi. Acum, ca și continuitate, Pavel spune că Isus Hristos este Domnul. Astfel vom înțelege în dimineața aceasta, dragilor, că Domnul Isus Hristos nu este doar un personaj istoric, nu este doar un bun filantrop, nu este doar un bun învățător, un excelent învățător, ci este Dumnezeu. Iar în dreptul lui Dumnezeu a dat un decret care rămâne veșnic în vigoare. La 2700 de ani de la rostirea acestui decret, acestei profeții, care va rămâne în vigoare pentru totdeauna, noi suntem convinși de adevărul acestei declarații a Profetului, care a spus, într-adevăr, în Domnul există dreptate și putere de plină. Prin simpla afirmație din dimineața aceasta pe care ați continuat-o dumneavoastră singuri, am împlinit această profeție și am respectat acest decret. Vor spune toți oamenii de pe pământ într-o zi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este. Avem onoarea în dimineața aceasta să împlinim încă o dată această profeție. Haideți să spunem împreună, Isus Hristos este Domnul. Cuvântul acesta este viu? Este lucrător, este prezent, este actual și este veșnic binecuvântat să fie Domnul. Dragilor, miliarde de oameni și-au plecat genunchiul înaintea Domnului nostru Isus Hristos. Și miliarde de oameni mărturisesc astăzi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Însă, toți aceia care se aprind împotriva lui, toți aceia care ridică pumnul și ofensează fața lui Dumnezeu, într-o zi se vor întoarce rușinați. În îngenuncheați înaintea lui Hristos și vor mărturisi și ei, tot spre slava lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Domnul. Pentru că noi în dimineața aceasta avem capacitatea să înțelegem puterea extraordinară a numelui lui Isus Hristos, primul lucru pe care îl învățăm este că lui trebuie să-i oferim închinare. Când am lucrat la acest mesaj, am stabilit deja punctele. Pleacă-te înaintea Lui, proclamă numele Lui și pășește în numele Lui. Însă am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai multe idei, am împărțit predica în trei mesaje. Astfel, în dimineața aceasta, primul mesaj este următorul, pentru că noi am realizat cine este Hristos, pentru că L-am așezat acolo unde este locul. Prima predică din dimineața aceasta se numește Pleacă-te înaintea Lui închină -te. Biblia spune în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Dragilor, omenirea își pleacă genunchiul înaintea banilor, înaintea plăcerilor, înaintea dumnezeilor străini, înaintea tradițiilor, înaintea obiceiurilor, înaintea moaștelor care n-au nicio putere de a realiza vreo lucrare spirituală. Lumea este îngenunchiată de patimi, lumea este îngenunchiată de vicii, lumea este îngenunchiată de diavol. Și în contextul acesta venim noi cu scripturile și spunem în dimineața aceasta că Biblia ne invită să ne plecăm genunchiul doar înaintea lui Isus Hristos. Haideți să vedem în dimineața aceasta de ce trebuie să ne plecăm doar înaintea lui Isus Hristos. Și primul lucru pe care îl învățăm, dragilor, este că trebuie să ne plecăm doar înaintea lui Isus Hristos pentru că este singura persoană în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret prin care oamenii au datoria au bucuria și au obligația să se plece înaintea lui. Nu există nicio altă persoană în istorie în fața căreia Dumnezeu să imită un decret și să zică închinați-vă înaintea lui. Este singura persoană în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret și a spus în felul următor, orice genunchi se va pleca înaintea lui. În numele lui Isus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Când teologii vorbesc despre de decretele lui Dumnezeu, ei se gândesc la planul și scopul veșnic care cuprinde toate lucrările care se petrec în lumea aceasta. Decretele lui Dumnezeu, dacă vreți, dragilor, sunt hotărârile pe care Dumnezeu le-a luat în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Sfintele Scripturi menționează decretele lui Dumnezeu în multe pasaje și va trebui să le înțelegem foarte bine. S-ar putea ca să fie un pic mai științific, mai greoi ce voi spune în continuare, dar este foarte bine să înțelegem decretele lui Dumnezeu. Hotărârile lui Dumnezeu, am putea să le spunem chiar sfaturile lui Dumnezeu, el va fi numit Wonderful Counselor, adică sfătuitor minunat. Când noi citim din Cornilescu că el va fi numit minunat, sfătuitor, de fapt traducerea corectă este că el va fi numit sfătuitor minunat. Astfel când vorbim despre decrete, va trebui să înțelegem că decretele sunt hotărârile lui Dumnezeu, dacă vreți, sunt sfaturile înțelepte ale lui Dumnezeu pentru noi toți. Vedeți, Biblia menționează decretele lui Dumnezeu în multe pasaje sub o varietate de termeni diferiți. Hotărârea lui Dumnezeu, planul veșnic făcut în Hristos, sfatul hotărât și despre știința mai dinaintea lui Dumnezeu și apoi găsim și taina voii sale. În primul rând, ce trebuie să știm când vorbim despre decretele lui Dumnezeu? Că ele sunt veșnice. Decretele lui Dumnezeu sunt veșnice. Nu au expirat. Nu au fost anulate de noile hotărâri de guvern. Nici nu pot fi anulate. Biblia spune în felul următor: hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Când vorbim despre decretele lui Dumnezeu, dragilor, vom înțelege în dimineața aceasta că ele sunt veșnice. Ele nu pot fi modificate, nu pot fi anulate de niciun guvern, de nicio instituție, de niciun om, de nicio forță militară, ce vreți dumneavoastră, economică, politică, hotărârile lui Dumnezeu sunt veșnice. Domnul a zis prin gura profetului Isaia, hotărârile mele vor rămâne în picioare și sunt și pentru generația noastră în picioare. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, să le respectăm cu seriozitate. Apoi, când vorbim despre decretele lui Dumnezeu, înțelegem că ele sunt înțelepte, ele sunt înțelepte. Înțelepciunea, dragilor, este arătată. Înțelepciunea este arătată în selectarea, în selectarea celor mai bune scopuri. În momentul în care Dumnezeu a decretat, a selectat cele mai bune scopuri pentru viața noastră. Și pe de altă parte, dincolo de faptul că Dumnezeu, dragilor, a selectat cele mai bune scopuri pentru viața noastră, Dumnezeu a stabilit și cele mai adecvate mijloace pentru a atinge aceste scopuri. Cât de înțelept este Dumnezeu. Deci când Dumnezeu a gândit istoria umană, când Dumnezeu a gândit istoria personală a vieții dumneavoastră, Dumnezeu a stabilit cele mai bune scopuri pentru dumneavoastră, cele mai bune scopuri pentru istoria aceasta, cele mai bune scopuri pentru noi și pe de altă parte în înțelepciunea lui Dumnezeu a și pregătit cele mai bune mijloace pentru a atinge aceste scopuri. Psalmistul spune cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Astfel când privim decretele lui Dumnezeu, va trebui să intrăm în același ton, în aceeași expresie, în aceeași bucurie, în aceeași stare de euforie ca și apostolul Pave care a spus în felul următor, Dragilor, să nu ne mai plimbăm pe la periferia cuvântului lui Dumnezeu. Să intrăm în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că stând ieri și cercetând cuvântul lui Dumnezeu, am intrat într-o zonă că s-a înălțat sufletul meu și am zis, Doamne, atât de limitată este gândirea mea, atât de limitat mă simt în raport cu Tine și acum Tu mă plimbi printre tainele tale extraordinare, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a spus în felul următor, oh, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Să intrăm profund, să excelăm în tainele minunate ale lui Dumnezeu. Apoi, pe de altă parte, când vorbim despre decrete, să știți, dragilor, că decretele divine sunt libere. Sunt libere. Și am să vă prezint ce înseamnă lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune ni Isaia astfel. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El? Va suna pe vreunul dintre dumneavoastră. A apelat la vreun guvernator, la vreun filozof, la vreun întemeitor de religie? mai să ne sfătuim un pic, să gândim istoria, să gândim viața, să gândim universul, să... E vreunul dintre noastră. Va suna pe vreunul dintre noastră? Nici pe mine nu m-a sunat. Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății pe el? Cine l-a învățat înțelepciunea? A învățat-o de la Filo... Știți că există ideea aceasta că Domnul Iisus Hristos ar fi dus în Egipt să învețe știință? Astea sunt nici de aberații. El era înțelepciunea întruchipată. Nu sunt Egipt ce să învețe din Egipt. Nu avea ce să învețe din Egipt. Că el era învățătorul. La 12 ani când a intrat în templu, i-a pus unui mire pe preoții respectivi. El este înțelepciunea într Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscută calea priceperii? Cine? Dragilor, vreau să vă spun în dimineața aceasta că decretele lui Dumnezeu, decretele divine sunt libere pentru că Dumnezeu a fost singur când și-a construit decretele. Dumnezeu a fost singur când și-a construit hotărârile. Și hotărârile lui, decretele lui, nu au fost influențate de nicio cauză externă. El a fost liber să decreteze sau să nu o facă. El a fost liber să decreteze un lucru și să nu decreteze un altul. Această libertate a lui Dumnezeu, noi trebuie să o punem pe seama Celui care este suprem, este independent și suveran în toate acțiunile sale. Astfel, să spunem în dimineața aceasta, ce mare ești tu, Doamne! Ce mare ești tu, Doamne! În raport cu limitările noastre, cu neștiința noastră. Dar ce Dumnezeu mare avem! Și cum privește El cu dragoste spre noi? Dragilor, în al patrulea rând, înțelegem că decretele divine sunt absolute și necondiționate. Să știți că execuția lor are problemă. Execuția lor nu este suspendată pe nicio condiție care nu poate, care poate sau nu poate fi realizată. În toate situațiile, cum spuneam mai devreme, în care Dumnezeu a decretat un scop și înțelegem din Scripturi că toate scopurile lui Dumnezeu cu privire la noi sunt excelente, sunt net superioare, sunt deosebite. Deci întotdeauna când Dumnezeu a decretat un scop, El a decretat de asemenea și toate mijlocele de a atinge acel scop, noi trebuie să le executăm pentru că atunci când Dumnezeu a spus un lucru, Dumnezeu a, a pregătit și calea să ajungem într-acolo. Pe de altă parte, uitându-ne la decretele lui Dumnezeu, vom constata din viața Domnului nostru Isus Hristos, care este modelul nostru suprem, că El a respectat în mod absolut decretele lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când diavolul a venit să-L ispitească? Ce pretenție din partea diavolului! să vină să le spitească pe Dumnezeu la tot puternic. În căderea lui, în răzvrătirea lui, are pretenția să creadă că poate dobândi un câștig chiar și de la persoana Domnului nostru Isus Hristos. Însă vedem, dragilor, de la modelul nostru suprem că Domnul Isus Hristos a respectat în totalitate și învățăm de la el cât de important este decretul lui Dumnezeu care trebuie respectat. Spune cuvântul Domnului că diavolul a dus pe Domnul Isus Hristos pe un munte foarte înalt iar a da toate împărățiile lumii și toată strălucirea lor. Tot divertismentul, toată puterea politică, economică, militară, toată bogăția lumii. A arătat așa cum ne arată și nouă. Deschide ferestre după ferestre. Uite, poți să faci bani, poți să fii popular, poți să fii cel mai tare, poți să fii cel mai mare, poți să dobândești prestigiu, poți să le ai pe ta, toate. Lumea să se închine la picioarele tale. Pe toate acestea le-a prezentat diavolul numai nouă. I a prezentat și Domnului nostru Isus Hristos și a ascultat și a spus, pentru că diavolul a vrut să distrugă acest decret veșnic al lui Dumnezeu, i-a spus în felul următor, toate aceste lucruri care erau în posesia lui Hristos, dar diavolul avea pretenția să creadă că sunt ale lui, a zis toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. I-a zis diavolul, pleacă satanul, i-a răspuns Isus, căci este scris, Există decret emis. Există o hotărâre a lui Dumnezeu care spune în felul următor: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Pleacă-te înaintea lui. De ce? Pentru că este singura persoană în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret prin care oamenii trebuie să-și plece genunchii înaintea lui, înaintea lui Isus Hristos. Ne uităm la acest decret și ne uităm la contextul în care trăim. O junglă de idoli. O junglă de modalități păgâne de a se închina înaintea idolilor, zeilor, plăcerilor, divertismentului. Învățăm de la Domnul Isus Hristos, care a venit cu decretul lui Dumnezeu și l-a pus în fața diavolului și este în felul următor. Domnului Dumnezeul tău să te închini și numai lui să-i slujești. Ne plecăm înaintea lui pentru că există un decret în privința aceasta. Apostolii ne-au învățat cât de importante sunt decretele lui Dumnezeu, sunt hotărârile lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că Petru și Apostolii ceilalți, drept răspuns, când au fost trași la răspundere pentru situația respectivă, i -au, fost, au fost pregătiți să plătească inclusiv cu prețul vieții pentru a respecta decretele lui Dumnezeu. Spune în felul următor, Petru și Apostolii ceilalți, drept răspuns, au zis trebuie să ascultăm. Mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trebuie să respectăm decretele lui Dumnezeu care sunt veșnice, sunt înțelepte, sunt deosebite, sunt extraordinare, sunt încărcate de dragoste și de scop pentru viața noastră. În schimb, oamenii, dragilor, pentru că ne coborâm la nivelul acesta ca să înțelegem cât de important este, oamenii au călcat în picioare decretele lui Dumnezeu. Cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și anume prin de descoperirea conștiinței și a naturii, nu l-au proslăvit, adică nu l-au cinstit, nu l-au iubit, nu l-au ascultat, nu l-au mulțumit, nu i-au respectat decretele, ba din potrivă l-au sfidat crezându-se înțelepți. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta că cine nu respectă decretele lui Dumnezeu suportă consecințe grave, îngrozitoare. Biblia spune în felul următor, că s-au dedat la gândiri de șarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat și au nebunit. Ne întrebăm de ce e plină planeta de nebuni? Biblia spune, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Cu toată știința lui, orice om care neagă existența lui Dumnezeu, după Scripturi, este un nebun. Și aici vedem căderea vertiginoasă pe scara valorilor, dragilor. Spune că s-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat și au nebunit. Au nebunit. De aceea lumea este plină de nebuni, așa cum spuneau mai devreme, pentru că s-au dedat la filozofii și speculații deșarte cu privire la alți zei, și prin urmare și-au pierdut capacitatea de a gândi limpede. Să știți, dragilor, că pe măsură ce oamenii au ajuns să fie tot mai îngânfați, tot mai aroganți în pretenția lor că au dobândit știința, din pricina cunoștințelor croite pe placul lor, ei s-au cufundat tot mai adânc în ignoranță și nonsens. Vă readuc aminte că fiecare persoană de aici omul în sine. Să știți, dragilor, că în mod instinctiv este o ființă religioasă. Ca așa ne-a creat Dumnezeu. Omul trebuie să-și îndrepte închinarea spre un obiect, spre cineva, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu. În mod instinctiv Dumnezeu ne-a creat ființe religioase. Și când omul a refuzat să se închine lui Dumnezeu, să respecte decretele lui Dumnezeu, Ascultați tragedia. Omul și-a creat proprii săi zei de lemn, de piatră, reprezentări de om, de păsări, animale și târătoare sau reptile. Și cum spuneam mai devreme, aici vedem regresul, coborârea vertiginoasă pe scara valorilor. De la Dumnezeu, la om, păsări, animale și târătoare. Noi trăim în secolul, pe de altă parte, în care omul devine obiectul închinării sale. Obsedat de sine. O preocupare obsedantă de sine. Omul își ia ochii de la Dumnezeu și îndreaptă către sine. În vremurile din urmă, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi obsedați de sine. Preocupare obsedantă de sine. Și astfel, omul devine obiectul închinării sale. Și să știți, cu când ne îndepărtăm de Dumnezeu, degenerează. Dacă vreți, conceptul despre divinitate. Și, pe de altă parte, va degenera și morala noastră. Cine dictează moralitatea acestor oameni care nu cred în Dumnezeu? Societatea? Poate societatea stabili moralitatea? Zeilor, reptilele pot stabili moralitatea unui om? Nu pot stabili moralitatea unui om. Singurul care stabilește moralitatea pentru oameni este Dumnezeu. Și singurul care cere moralitate de la oameni este Dumnezeu. Astfel, dragilor, putem să trăim oricum. Și nu uitați un lucru foarte important. Dacă un închinător consideră un obiect obiectul închinării lui, să știți că închinătorul se consideră inferior obiectului la care se închină. Inferior zeului la care se închină. Și Apostolul Pavel vine și ne clarifică și ne spune în felul următor. Când omul se închină idolilor, de fapt el se închină demonilor. Aceasta e realitatea. Omul se închină demonilor. Pavel afirmă clar că lucrurile pe care le aduc neamurile jerfă idolilor, le jerfesc de fapt demonilor și nu lui Dumnezeu. Și încheiem vorbind despre decretele lui Dumnezeu, pentru că ele descoperă dragostea lui Dumnezeu față de oameni. După cum am spus, toate scopurile lui Dumnezeu sunt extraordinar de bune pentru noi. Cum e planul lui Dumnezeu? Cum e voia lui Dumnezeu? Bună, plăcută și desăvârșită. Când Dumnezeu a emis decrete, hotărâri, sfaturi, Dumnezeu a gândit cele mai bune scopuri pentru viața noastră. Și a pregătit și calea să ajungem într-acolo. Și calea să ajungem într-acolo este Hristos. În dreptul căreia s-a emis acest decret binecuvântat să fie numele Lui. Pe de altă parte înțelegem, dragilor, că decretele lui Dumnezeu descoperă și seriozitatea lui Dumnezeu. Și seriozitatea lui Dumnezeu. Nu guvernul nostru a emis acest decret. Au mai fost împărați care au avut pretenții să emită astfel de decrete, știți? În Babilon, povestea respectivă, tot să se plece. Am avut acolo frați puternici care au rămas uh, fidel lui Dumnezeu în contextul acela. Și au plecat genunchiul doar înaintea lui Dumnezeu. Au mai fost oameni care au emis decrete de genul acesta, dar cum a emis Dumnezeu, nu este niciunul. Să știți că decretele lui Dumnezeu ne descoperă în dimineața aceasta și seriozitatea lui Dumnezeu. Știți ce spune lui Dumnezeu? Pe viața mea mă jur că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Vedeți, Scriptura ne învață despre imobilitatea și invincibilitatea decretelor lui Dumnezeu și ne spune într-un mod clar și evident că omul este creatura responsabilă. Noi suntem responsabili și că tot noi vom răspunde pentru acțiunile noastre. Acum, încheiând acest prim punct, încercați împreună cu mine în dimineața aceasta să vedeți opusul. Cum ar fi viața noastră fără decretele divine ale lui Dumnezeu? Cum ar fi, dragilor, să trăim într-o lume condusă în toate aspectele ei de o șansă fără arhitect sau de o soartă oarbă? Despre ce pace am mai vorbi? Despre ce siguranță am mai vorbi? Despre ce confort? Despre ce alinare pentru bietele inim și minți încărcate? Ce refugiu ar mai exista ca să ne adăpostim în ziua necazului și în ziua încercării? niciunul. Dacă scoatem Scriptura din contextul existenței noastre, nu ar mai fi nimic mai bun decât negura întunericului și groaza josnică a ateismului. Unul dintre cei mai mari oameni de știință înainte să moară, după ce toată viața o dat cu pumnul în piept, nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, a ajuns în pragul morții și a fost întrebat, aveți teamă mai aveți vreo frică după atâtea descoperiri științifice, matematice, metafizice? Deci în sine nu mi-este frică nici de viață, nici de moarte. Dar aveți vreo temere? A pus capul în jos și a zis, am o temere teribilă. care e temerea aceasta? Mi-e frică de ce va fi după moarte. Mi-e teamă de ce va fi după moarte. Noi știm că după moarte este întâlnirea noastră cu Cel ce este viața. Cu Hristos. Decretele lui Dumnezeu, dragilor, sunt în favoarea noastră. Ne plecăm genunchiul înaintea Lui pentru că găsim aceste decrete că sunt spre binele nostru. Hotările sale sunt extraordinare. Imaginați-vă cum ar arăta viața fără Biblie, fără psalmi, fără mesajul iubirii, fără Ioan 3 cu 16, fără Psalmul 23, care este o capodoperă, fără Psalmul 139, care este deosebit de frumos, fără Evanghelii, fără epistole, ar fi un dezastru. Noi ne plecăm înaintea lui Hristos, în dimineața aceasta, pentru că este singura persoană în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret ca toți oamenii să-și plece genunchiul. Noi, noi ne plecăm genunchiul cu bucurie și îl recunoaștem pe el. Ca Domn și Mântuitor al vieții noastre. Apoi, de ce ne plecăm genunchiul înaintea Lui? Pentru că numele Lui este mai presus de orice nume. Și El este unicul vrednic să primească închinare. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Numele Domnului Isus Hristos este unic. Este puternic și este plasat deasupra oricărui alt nume din istorie. Atunci, dragilor, vă întreb cu toată seriozitatea, dacă El este obiectivul cel mai înalt, de ce să ne îndreptăm închinarea spre alte ființe care au atins niște limite importante în viața lor, când noi putem să ne închinăm doar Lui și numai Lui, care este obiectivul existenței noastre cel mai înalt? Când am ajuns în armată pentru prima dată, primul comandant din unitate, pentru că a știut că am aspirații religioase, că sunt mai credincios, m-a întâlnit odată pe hol. Eu eram firav, eram la începutul drumului, mă temeam de toți pe acolo, nu știam ce să fac și m-a întâlnit pe hol. Când l-am văzut pe comandant să trăiți, a venit la mine și mi-a zis, măi, uite-te la mine un pic, bun venit aici, mi-a zis succes pe mai departe, nu știu ce. Și mi-a zis, spune-mi un pic, tu când te rogi lui Dumnezeu, te duci la sfinți sau te duci direct la Dumnezeu? Și am zis, domnule comandant, eu mă duc direct la Dumnezeu. Așa să faci și aici. Să vii direct la mine. Aleluia. Dragilor, iubim oamenii, respectăm oamenii, nu divinizăm niciodată oamenii. Nu așezăm niciun om pe piedestal, îl dăm jos de pe piedestal că nu trebuie să fie acolo. Există un nume mai presus de orice nume și numele lui este Isus Hristos. Niciun predicator nu merită pretenția aceasta. Nici cel mai înțelept filozof nu merită pretenția aceasta. Nici cel mai bun strateg militar nu merită pretenția aceasta. Singurul care merită este Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. La orice alt nume din istorie, dragilor, putem să atașăm o listă cu lucrurile bune pe care le-a făcut și lucrurile rele pe care le-a făcut. La Hristos, putem să atașăm o listă cu doar cu lucrurile bune pe care le-a făcut. El a fost ispitit în toate felurile, dar fără de păcat. A fost impecabil, a fost extraordinar, a fost deosebit și este în continuare Binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți, Biblia ne cheamă, dragilor, să-L lăudăm, să-I dăm onoare, să-I dăm închinare. Biblia ne spune că atunci când este auzit acest nume, numele acesta trebuie să fie, numele acesta trebuie să fie respectat, acestui nume trebuie să-I se aducă laudă și închinare. Poate că unii dintre noi nu avem energia aceasta să explodăm în afară, să lăudăm pe Dumnezeu, însă dați-mi voie să vă spun că atunci când numele lui Isus Hristos este auzit în tărâmul ceresc, el este catalizatorul de bucurie și laudă. În rai numele lui Isus Hristos este o sursă constantă de laudă. Tot cerul îi se închină lui Dumnezeu. Biblia spune că orice genunchi se va pleca al celor din ceruri și orice limba celor din ceruri va mărturisi spre slava lui Dumnezeu. El este catalizatorul de bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Toate ființele de acolo se închină lui Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Ce înțelegem? Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos în l din morți și deschizând cerurile ca să-l primească înapoi pentru ca el să se așeze la dreapta lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și astfel Domnul Iisus Hristos ocupă locul de maximă supremație și de stăpânire în univers. În harul său spus de mare, dragilor, Domnul a străbătut drumul ce duce de la Betreiem, la Ghețimani și apoi la Golgota tot astfel la rândul lui Dumnezeu. L-a onorat cu omagiu universal și cu recunoaștere universală a domniei sale. Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume, mai presus de arhanghel, mai presus de heruvim, de, serafim, de serafim, deasupra tuturor personalităților care au trăit vreodată pe pământ. Iisus Hristos este, este Domnul! Glorie Lui, binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos! Unii rostesc numele acesta în chip profanator, unii calcă în picioare numele Domnului nostru Isus Hristos, unii vorbesc în chip batjocoritor, alții dragilor în chip sfidător, unii l-au pus pe Hristos în înjurături. Am avut un antrenor în care se vedeau demonii mâniei, când se enerva nu avea altă persoană pe care să o înjure decât Hristos. Și mă uitam la el și vedeam legiunea de demon care ran omul acesta. Oamenii l-au înjurat și acum, dragilor, vreau să vă spun că unii oameni duc numele lui Isus Hristos în pragul acesta. Dumnezeu a înălțat numele lui Isus Hristos atât de sus, astfel când aveți pretenția să duceți numele Domnului în deșert, va trebui să vă gândiți cu responsabilitate că Dumnezeu a înălțat numele acesta mai presus de orice nume. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în deșert numele lui. Să nu în dimineața aceasta ne închinăm și rostim acest nume de dragul lui. Ne plecăm înaintea lui pentru că numele lui este mai presus de orice nume. Istoria a avut nume mari. Ramses, Buddha, Mohamed, Confucius, Alexandru cel Mare, Napoleon, Ramses, Ramses al doilea, cel mai mare faraon din istoria Egiptului Antic a avut 100 de copii și 200 de soții. A murit, a fost mumificat și acolo a rămas. Buddha a murit și a fost îngropat. Mohamed a murit și a fost îngropat. Confucius a murit și a fost îngropat. Marele Alexandru a murit și a fost îngropat. Napoleon, e un film acum în cinema despre viața lui, a murit și a fost îngropat. Istoria americană ridă câteva nume grozave. Washington, Lincoln, Roosevelt, Billy Sunday, Billy Graham, dar nimeni nu se poate compara cu numele lui Isus Hristos, care este Domnul și care este Mântuitorul nostru. Regele rock and roll ului Elvis Presley, i ascult și acum cântările gospel, A avut parte de o celebritate extraordinară. Pentru mine, sincer, nu a existat niciun alt artist mai tare ca Elvis Presley. Mie mi-a plăcut muzica gospel muzica gospel, în mod deosebit, are câteva albume în care el, el a plecat din biserică, să știți. Și a cântat despre Hristos. Regele roac în rolul a intrat pe scenă și a, dobândit o celebritate extraordinar de mare. Însă regele rock în rolul lui, la 40 ceva de ani, a murit și a fost îngropat. Regele muzicii pop, Michael Jackson, domne, o celebritate? Uitați-vă pe internet când a venit în România. Leșinau fetele pe capete. Tatăl meu nu este un om cu multă școală, dar tatăl meu mi-a zis în felul următor, băi băiatule, în viața ta să nu divinizezi pe nimeni. Iubește-i pe toți oameni, să nu te prind ca aspirații fanatice, să te dai pe spate după anumiți oameni. Iubește-i, respectă-i, nu așezi pe niciunul pe piedestal ca divinitate superioară în viața ta. Oamenii ăștia nu au nicio pretenție despre ei înșiși. Există un singur decret și o singură persoană care trebuie și merită închinarea noastră, Isus Hristos. Hristos, în schimb, față de toți aceștia, a murit pentru noi, a fost îngropat și a înviat. El este viu. Este viu în vecii vecilor. Numele Lui este mai presus de orice nume. Astfel că Domnul Isus Hristos pentru artist, el este cu totul minunat. Pentru arhitect, el este piatra din capul unghiului. Pentru astronom, el este soarele dreptății. Pentru brutar, el este pâinea vieții. Pentru bancher, el este comoara ascunsă. Pentru biolog, el este viața. Pentru templar, el este fundația sigură. Pentru doctor, el este marele medic. Pentru educator, el este marele învățător. Pentru fermier, el este semănătorul și stăpânul secerișului, pentru florar, că toți suntem în zi de primăvară. El este crinul și trandafirul din șarul. Pentru geolog el este stânca viacurilor. Pentru horticultor el este adevărata viță. Pentru judecător el este judecătorul cel drept. Pentru jurat el este martorul adevărat. Pentru bijutier el este perla de mare preț. Pentru editor el este vestea bună a mari bucurii. Pentru filozof, el este înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru slujitor, el este bunul stăpân. Pentru muncă, el este dătătorul de odihnă. Pentru păcătos, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Glorie lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele lui. Pentru creștin, el este fiul Dumnezeului viu, mântuitorul și Domnul nostru. Un nume deasupra oricărui nume. Numele lui este un turn de scăpare. Numele lui este plin de bunătate și de încredere. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta. Că ți, ți s-a mărit faima prin împlinirea. Are parte de cea mai mare celebritate pe care nu și-a dorit-o pentru că el s-a coborât și Dumnezeu l-a înălțat. Dumnezeu i-a dat numele mai presus de orice nume. Este un nume pe care te poți baza în dimineața aceasta, dragul meu. El este cu noi aici și participă cu noi în mod activ la cină. E un nume pe care te poți baza. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi toți de aici ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Răzvan, te rog să vii pentru că vom încheia. De ce ne plecăm? Pentru că există un decret emis în dreptul acestei persoane minunate și în dreptul nostru. Orice genunchi se va pleca înaintea lui. Înțelegem că decretele lui Dumnezeu sunt în favoarea noastră. A stabilit Dumnezeu cele mai înalte scopuri și a stabilit Dumnezeu mijloacele necesare ca să atingem cele mai înalte scopuri. Ce minunat este Dumnezeu! Pe de altă parte, dragilor, vreau să vă spun că decretele lui Dumnezeu ne vorbesc în dimineața aceasta și despre seriozitatea lui Dumnezeu. Pe viața mea mă jur, zice Domnul că nici o creatură, nici un om de pe pământul acesta nu va scăpa. Nu există loc unde să te poți ascunde de fața lui Dumnezeu. David ne-a spus în psalmul respectiv că a fugit în toate extremele vieții și n-a putut să fugă de Dumnezeu. Orice genunchi se va pleca înainte lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Ne plecăm înaintea lui datorită acestui decret care descoperă scopurile sale minunate și mijloacele, mijlocul ca să le atingem este Hristos. Ne plecăm înaintea Lui în dimineața aceasta pentru că El este unicul vrednic de închinare. Numele Lui este mai presus de orice nume și ne închinăm înaintea Lui, dragilor, pentru că este unicul salvator. Este unicul salvator, unicul mântuitor. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume Niciun alt nume de sub cer dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Vreau să vă spun că rasa umană se află pe o corabie care stă să se scufunde. Nu există niciun alt scenariu pentru lumea aceasta. Rasa umană este în pericol. Dumneavoastră sunteți în pericol în dimineața aceasta și o spun cu toată seriozitatea dacă Hristos nu este la cârma vieții dumneavoastră sunteți în pericol. Rasa umană este pe o corabie care se va scufunda. De aceea noi ne plecăm înaintea Lui pentru că singurul care ne poate salva este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când a venit îngerul la Iosif, i-a revelat salvator, i-a zis, ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Prin însăși definiția sa, numele lui Isus Hristos vorbește despre mântuire. Numele înseamnă Domnul este mântuire binecuvântat să fie în numele Lui. Singurul lucru care conferă importanță și semnificație acestei planete este moartea lui Isus Hristos care a avut loc aici și nimic altceva. O să mă grăbesc să închei în dimineața aceasta, vă invit cu respect să vă ridicați. Dumnezeu a fost atât de mulțumit de lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos încât a hotărât, a dat un decret ca orice genunchi să se plece înaintea lui și al ființelor din ceruri și al celor de pe pământ și de sub pământ. Astfel, dragilor, cei care nu-și pleacă genunchiul de bunăvoie în fața lui, acum vor fi forțați să și-l plece într-o zi. Cei care nu vor să fie împăcați în ziua Harului, vor fi subjugați în ziua Judecății sale și vreau să repet cei care nu vor să fie împăcați în ziua Harului vor fi subjugați în ziua judecății sale știți că mai există un decret că unii oameni spun că decretele lui Dumnezeu sunt rele mai există un moment în care Dumnezeu se jură și Dumnezeu n-a avut un altul mai mare pe care să se jure știți ce a zis Dumnezeu de viața mea Ascultați acest decret. Pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are Pentru ce vreți să muriți? Voi casa lui Israel. Astfel în dimineața aceasta înțelegem că decretele lui Dumnezeu sunt extraordinare. Pe viața mea zice Domnul, tu om păcătos, că Dumnezeu nu-ți vrea moarte, ci-ți vrea viața. Este un nou decret, o nouă hotărâre, un nou sfat înțelept și încărcat de dragoste pe care Dumnezeu ne-l dă în dimineața aceasta. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci Dumnezeu vrea viața fiecăruia dintre noi. În, Într-un cimitir dintr-un oraș mic din Germania se găsește un mormânt care poartă o inscripție originală. Niciun nume de persoană, niciodată de reținut, niciun regret de exprimat, Nimic din ceea ce privește pământul și pe cei rămași ca urmași ai persoanei decedate, ci doar un singur cuvânt care arată legătura decedatei cu cerul și anume, Vergeben, adică iertat. Un singur cuvânt, dar câtă bogăție în el. Păcatele ființei plecate îi fusese iertate, De aceea sufletul ei gusă odihna lângă Domnul Isus iar trupul ei în țărân așteaptă glorioasa dimineața învierii. Persoana îngropată acolo a fost o femeie care gustase plăcerile lumii, destrăbălarea, iar pentru unele fapte a ajuns în închisoare. Acolo unde și-a ispășit pe deapsa, l-a cunoscut pe unicul salvator, pe Iisus Hristos. Și a ajuns să aibă pace cu Dumnezeu. Eliberată din închisoare, a avut prilejul să trăiască în mijlocul alor săi, o viață nouă, dând astfel mărturie despre harul fără margini a lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, unicul salvator. Înainte de a trece în veșnicie, și-a exprimat dorința ca pe piatra mormântului ei să fie săpat acest cuvânt. Iertat. Eu vreau în dimineața aceasta, în dreptul fiecare, fiecăruia dintre noi, sângele lui Iisus Hristos să scrie... Iertat. Iertat. Pe viața mea, zice Domnul, că nu-ți doresc moartea. Poate că sunt aici oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și au auzit multe idei religioase. Dumnezeu a venit din nou în dimineața aceasta cu decretul lui, cu hotărârea, cu sfatul lui îndrept. Și Dumnezeu îți spune în mod personal, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că nu-ți vreau moartea și vreau să te întorci de acolo. Invit echipa de închinare să cântăm acest cântec despre acest nume mai presus de orice nume, mai sus de oameni, mai sus de tot ce este vizibil și invizibil este numele Lui Isus Hristos. El este mai sus de toți și de toate pentru că a coborât mai jos de toți și de toate. A coborât în lumea noastră distrusă, a coborât în sufletul nostru afectat de păcat și de moarte și ne-a dus iertare și ne-a dus salvare și ne-a dus bucurie și ne-a dus speranță și ne-a dus mângâiere. Glorie lui Isus Hristos! În timpul acestui cântec ne pregătim și să stăm la masă cu Domnul. Și dacă sunt persoane în dimineața aceasta care n-au respectat decretul, care este în vigoare și vor să-și plece genunchiul înaintea lui Isus Hristos, pot să vină să ne rugăm pentru ei. Dacă nu pot să vină la final, să stăm de vorbă, să se întoarcă la Hristos. Ne închinăm înaintea Lui pentru că respectăm acest decret pe care și Domnul Hristos l-a respectat. Domnului Dumnezeului tău să te închini și doar Lui să-i slujești. O slavă ție, Doamne! Ne închinăm înaintea Lui pentru că este unicul vrednic să primească închinare. Numele Lui este mai presus de orice nume. De ce să ne batem joc de viața noastră urmând idoli, zei de lemn, de piatră, animale târătoare? Și ne închinăm înaintea Lui pentru că este unicul salvator.